Bună, dragi copii! V-ați întrebat vreodată care sunt elementele cele mai importante pentru viața de pe pământ, fără de care viețuitoarele nu ar putea trăi? Să știți că acestea sunt apa, aerul, solul, elemente despre care astăzi vom afla multe informații. Planeta Pământ, planeta plină de viață, casa tuturor oamenilor, a unei mari varietăți de plante, dar și de animale, ne oferă toate aceste condiții. Unul dintre cele mai importante elemente este apa. Planeta Pământ sau planeta albastră este acoperită aproape 3 sferturi de apă, aceasta găsindu-se în lacuri, râuri, mări, oceane, calota glaciară, dar și sub pământ, adică în pânza freatică. Astfel, apa este unul dintre cele mai răspândite elemente din natură. Apa este un corp lichid care nu are culoare, miros și gust. Apa bună de băut se numește apă potabilă. Datorită poluării apelor, calitatea acesteia scade și nu mai poate fi consumată, punând în pericol viața oamenilor, animalelor și plantelor. Un alt element foarte important este aerul. Aerul este un corp gazos, compus dintr-un amestec de gaze, care formează straturile atmosferei. Oxigenul este un gaz foarte important din componența aerului, fiind folosit în respirație de către viețuitoare. Oxigenul este produs de plantele verzi, care, în prezența luminii soarelui, produc oxigen. Pădurile sunt o sursă importantă de oxigen pentru pământ. Chiar și plantele marine eliberează oxigen în apă. Pentru a dovedi existența oxigenului în aer, vom așeza o lumânare aprinsă într-un vas cu apă colorată peste care am plasat un pahar. Rezultatul experimentului a fost că în câteva secunde lumânarea s-a stins, deoarece cantitatea de oxigen s-a terminat prin ardere și locul lui a fost luat de apă. Prin experimentul următor vom arăta că aerul se mișcă, formând curenți de aer prin deplasarea sa între zonele mai calde și cele mai reci, folosind o lumânare pe care o poziționăm în fața unei uși deschise, observăm cum aerul se mișcă, fapt dovedit de flacăra lumânării. Datorită faptului că există zone pe pământ mai încălzite și altele mai puțin încălzite de soare, vor exista diferențe de temperatură ale aerului între aceste zone. Aerul mai cald se dilată și are densitatea puțin mai mică față de aerul mai rece. Tendința este de a se amesteca aerul mai rece cu aerul mai cald și deoarece nu se află în același loc, masele de aer se vor deplasa și astfel se vor forma vânturile. Aerul poate mișca obiecte. Balonul cu aer cald zboară, deoarece aerul cald pe care îl conține este mai ușor decât restul aerului în atmosferă. Acesta se ridică și poate fi purtat de curenții de aer. Există un sistem de încălzire pentru aerul din balon, care se numește arzător. De câte ori călătorii doresc să se ridice spre cer, vor încălzi aerul cu ajutorul acestui dispozitiv.
Un alt element foarte important, după cum vă spuneam, este aerul, pe care trebuie să-l menținem curat, deoarece aerul înseamnă viață. Următorul element care susține viața pe pământ este solul. Solul este stratul de la suprafața pământului în care plantele și-nfig rădăcina. Solul reprezintă și un mediu de viață pentru unele viețuitoare, deoarece în sol există aer și apă. Cunoaștem trei tipuri de soluri: solul brun, solul nisipos și solul argilos. Solul cel mai roditor este cel care conține substanțe hrănitoare pentru plante, adică humusul, care este componentul solului care îi dă fertilitate. Acesta se produce în urma descompunerii plantelor și animalelor moarte. Aspecte despre alcătuirea solului observăm în acest experiment, în care am pus o mică cantitate de sol într-un pahar cu apă. Vedeți cum la suprafața apei se observă resturi de plante și alte organisme care plutesc. Solul permite trecerea apei prin el. Spunem despre acesta că este permeabil. Pentru a demonstra acest lucru, am folosit o mică cantitate de sol pusă într-un recipient deasupra unui vas. Vedem cum apa trece prin sol, se colorează, dar trece cu ușurință. Asta face ca apa să ajungă la rădăcinile plantelor. Pentru a dovedi existența apei în sol, am încălzit o mică cantitate de sol. Se observă formarea vaporilor de apă în urma încălzirii acestuia. Solurile trebuie păstrate curate pentru a fi fertile, pentru a putea fi cultivate. Poluarea acestora afectează viețuitoarele și oamenii. Trebuie să păstrăm planeta curată. Apa, aerul, solul înseamnă viață. La revedere, dragi copii!